Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea noastră sub semnul întrebării. A mai trecut o săptămână, au trecut multe peste noi. În primul rând, ploile torențiale se mențin, inundații, morți și așa mai departe. Raed Arafat a anunțat că ISU și celelalte structuri ale statului încearcă să-și facă datoria astfel încât în urma inundațiilor pagubele și efectele să fie cât mai mici. Pe de altă parte, am văzut că președintele Klaus Iohannis a reușit astăzi să promulge decretul pentru numirea noului procuror șef al DIICOT-ului. Tot astăzi s-au încheiat, la ora 16:30, s-a încheiat sesiunea de depunere a dosarelor pentru interviul privind numirea șefului DNA în urma demiterii de către Klaus Iohannis a doamnei Laura Codruța Kövesi. La noi aici, în Valea Jiului, lucrurile sunt destul de calme, a plouat torențial și aici, acum parcă lucrurile s-au îndreptat, dar tot în orat rămâne, ne așteptăm în continuare la ploi și vreau să vă mai spun că Ministerul Energiei, prin vocea ministrului, a anunțat închiderea minei Lupeni. Mi se pare extrem de grav ceea ce se întâmplă. Vom vorbi despre toate acestea. Vreau să vă spun că s-a încheiat și sesiunea de înscrieri la Universitatea din Petroșani și în acest context l-am invitat pe rectorul Universității din Petroșani, profesorul universitar, doctor inginer, domnul Radu Sorin. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noștri de astăzi. Au existat destule comentarii malițioase în legătură cu Universitatea din Petroșani, cu viitorul universității, cu faptul că nu mai este atractivă pentru tineri această universitate. Foarte mulți tineri părăsesc România și aleg să-și continue studiile pe la alte universități din afara țării. Eu aș vrea să vă rog să faceți dumneavoastră bilanțul acestei sesiuni de admiteri, cumva, cum ar veni, deși a fost un fel de concurs pe dosare, pe interviuri, să ne prezentați toată situația existentă la Universitatea din Petroșani și să vedem ce va fi la începutul noului an. În primul rând vreau să vă spun, așa cum poate marea majoritate dintre telespectatorii noștri cunosc, Universitatea din Petroșani nu este cu nimic diferită sau mai prejos sau mai presus decât celelalte universități de stat din România. Ca atare, am căutat și sper că am reușit să arătăm elevilor de liceu, viitorilor noștri candidați, viitorilor noștri studenți, faptul că suntem recunoscuți în România, în Uniunea Europeană, în celelalte țări din toate cele 5 continente. Suntem o universitate de tradiție. Reamintesc că am sărbătorit și sărbătorim pe parcursul anului 2018 70 de ani de învățământ superior la Petroșani. O tradiție cu care se pot mândri puține universități din România. De asemenea, vreau să vă spun că studenții noștri au șansa să participe și să cunoască atât viața universitară, cât și modul în care se lucrează în întreprinderi multinaționale care își desfășoară activitatea pe teritoriul României sau în întreprinderi din statele Uniunii Europene. Ba mai mult, începând în anul universitar 2018-2019, prin programul Erasmus+, studenții noștri pot să ia contact cu universități din America Latină, din Africa, din alte state din Europa care nu fac parte din Uniunea Europeană, din state din Asia, China, Vietnam, Japonia, etc. State cu care noi am început și continuăm să avem parteneriate atât la nivel interuniversitare, cât și între universități și firme. Din acest motiv, sau ținând cont de aceste lucruri și ținând cont de asemenea că poate mulți studenți din zonă care vor să
absolve unele specializări care consideră că sunt mai aproape de idealul lor, de ceea ce vor să facă în viață, au venit la universitatea noastră și au depus dosarele și acum suntem în faza de confirmare a locurilor acestor studenți. Am avut o prima etapă care s-a terminat cu înscrierea vineri, pentru că sâmbătă au avut interviuri, au avut loc interviurile și aici mă refer la studiile de master, unde am avut cam 2 pe loc, ceea ce este foarte mult și pe o universitate, pentru o universitate mare cum este Politehnica București, dau exemplu, sau Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 2 pe loc e un procent foarte bun. Adică e un procent foarte bun. Eu vă spun, a existat concurență. Chiar am avut foarte interesant. 394 de dosare pe 205 locuri bugetate. Și aceste locuri bugetate la master, cum au fost împărțite? Pe facultăți? Ele au fost împărțite pe facultăți și pe specializări, dar s-au alocat ceva mai multe locuri pentru domeniile care sunt domenii prioritare, pentru care universitatea a și primit ceva locuri în plus. Am primit 15 locuri în plus la masterat și 30 de locuri în plus la licență, tocmai pentru aceste domenii prioritare, cum ar fi calculatoare și tehnologia informației, energie, ecologie și protecția mediului și așa mai departe. Cam, zic eu, 70% din domeniile care se studiază la Universitatea din Petroșani sunt înscrise într-un fel sau altul în aceste domenii prioritare. Iată de ce aici am acordat câteva locuri în plus și admiterea la aceste domenii de master a urmat două etape. Prima de depunerea dosarului și a doua etapă un interviu care, conform legii, are rolul de a vedea în ce măsură candidatul la master stăpânește problematica domeniului și a disciplinelor viitoare pe care le studiază. La care a aplicat. Pentru că legea ne permite și celor care au absolvit studii economice sau celor care au absolvit agronomie sau teologie sau muzică să vină la inginerie și invers, celor care au absolvit inginerie să meargă la științe economice sau la teologie. Dar cum masterul este gândit ca o specializare, ca o aprofundare unor cunoștințe după ce s-au absolvit cunoștințele de bază la licență, bineînțeles că prioritate sau au luat o notă mai mare la acest interviu cei care au avut cunoștințe solide în domeniile respective. Mai mult, noi am lansat și am propus tematicile care vor avea loc, pe baza cărora se face acest interviu, cu 6 luni înainte de demararea procesului de admitere, așa că toți candidații știau din timp din ce să se pregătească, care sunt disciplinele și cunoștințele care trebuie să le aibă. Eu am înțeles și această înscriere de 2 pe un loc a fost o medie, dar totuși au fost specializări mai căutate unde media a fost mult mai mare față de... Da. În primul rând, dacă e vorba de inginerie, putem afirma că a fost concurență mai mare la inginerie transportului și a traficului, la calculatoare, la sănătate, securitate în muncă, la partea de topografie și cadastru, informatizat, așa se numește masterul, iar la științe economice sau la facultatea de științe, pe managementul resurselor umane, pe masterele de la administrație publică, chiar la finanțe bănci. Îmi place să aud cele pe care mi le-ați prezentat dumneavoastră, pentru că stau și mă gândesc, în ciuda tuturor, să zicem, comentariilor malițioase în legătură cu tinerii din ziua de azi, cu nivelul lor de cunoștințe generale, cu faptul că liceul este o pierdere de vreme și foarte mulți ajung să
intre la facultate cu un bagaj de cunoștințe relativ sărac față de pretențiile care sunt la universitate. Iată, din cifrele pe care dumneavoastră mi le-ați prezentat, se pare că totuși tinerii din ziua de azi sunt foarte bine orientați în legătură cu piața muncii și sunt foarte bine orientați în legătură cu, să zicem, principalele direcții ale pieței muncii unde se cer specialiști în domeniu. Spuneați despre cadastru. Țara noastră este o gaură neagră în ceea ce privește cadastrarea sau harta cadastrală a României. Sunt foarte multe proprietăți care nu sunt înscrise, este un dezastru acolo. Eu cred că cei din cadastru mai au de lucru 30-50 de ani fără probleme în România. Exact, de-aia vă spun. Deci aici, iată, un domeniu în care se cer specialiști foarte bine pregătiți care să lucreze la, să zicem, harta cadastrală a României. De asemenea, ingineria transportului este foarte interesantă în opinia mea. Bineînțeles, calculatoare, IT-ul care, care e foarte bine dezvoltat. Am constatat, nu numai la noi la universitate, ci în întreaga țară și la întâlnirea care le avem în cadrul Consiliului Național al Rectorilor, o tendință firească de altfel a tinerilor de a se îndrepta spre inginerie în ultimii ani mai mult decât înspre științe politice, științe juridice, filozofie, filologie, elemente care le asigură imediat un loc de muncă și domenii care, bineînțeles, s-au dezvoltat puternic în ultimii ani și în România. Nu mai vorbim de dezvoltarea lor pe plan internațional. De aceea, cred că și această solicitare, interesantă și importantă pentru noi, și vreau să arăt faptul că cei care nu intră pe locurile bugetate pot opta pentru locurile cu taxă, și la master, ca și la licență de altfel. Și la noi, în universitate, sunt cele mai mici taxe din țară. Pentru masterat am menținut taxa de 2200 de lei pe an, plătibilă în tranșe, care este, repet, mult mai mică decât în alte universități. Dau exemplu, Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, care are 3500 de lei la licență, având 4000 de lei la master. Nu mai vorbim de doctorat. Acum, eu înțeleg de ce faceți noastră referire la Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești, pentru că avem domenii. Da, și într-un fel ar fi cam un fel de sora universității, exact, din Petroșani, exact. S-au desprins din același institut din sau aceeași Politehnică din București. Au avut la un moment dat, să zicem, evoluții paralele ei cu partea de foraj, partea de combustibil lichid, exploatarea păcurii, a gazelor naturale, a gazelor de șist și așa mai departe, noi cu mineritul de cărbune. Nu m-am referit, de exemplu, la medicină, unde taxele sunt între 6.000 și 8.000 și 9.000 de lei, la unele universități chiar 4.000 de euro. La licență vorbesc. Știți, aici e o poveste, adică e o problemă care ar presupune o dezbatere mai largă. E vorba și de partea de, să zicem, de laboratoare, de partea practică a procesului de învățământ. Și la universitatea, deci la facultatea de medicină, acolo vă dați seama că și cheltuielile sunt foarte mari. Toată lumea știe cât costă până când un medic de la noi din România să reușească și să obțină diploma aceea, câte eforturi se depun și cât de bine sunt și recunoscuți și plătiți medicii români. Și în România, și în țară mai nou și în afară. Și aș vrea să facem un fel de paralel așa cu faptul că, iată, și în ultima vreme și ați făcut la începutul prezentării dumneavoastră referire la atragerea studenților străini. Și studenții și absolvenții de la Universitatea din Petroșani încet, încet își fac loc pe piața muncii internațională, știu eu. Am avut feedback-uri foarte interesante din bazinele tradiționale ale învățământului din Valea Jiului, mă refer aici la
țări din Asia, Africa, America Latină, care, iată, încearcă încet, încet să reia prezența lor aici în Petroșani. Și, de asemenea, remarc afluxul de studenți din Republica Moldova, ceea ce este foarte important. Bun, acum... Apropo de Republica Moldova, la masterat avem un număr de circa 80 de studenți care s-au înscris pentru a continua studiile la nivel de master, iar la licență am terminat înscrierile astăzi și dacă avem numai 394, deci aproape 400 de studenți de dosare depuse pentru studiile de licență și avem în schimb 640 de locuri. Avem 300 de studenți din Republica Moldova care și-au depus dosarele. Numai că noi din acest an am început înscrierile online. A fost o metodă și este o metodă care la început a cam descurajat pe unii colegi. Unii ziceau să încercăm ambele metode, era mult mai, ne încurcam mult mai mult și am zis nu, încercăm să fim și noi la nivelul universităților europene și înscrierea o facem online. Se poate face de pe telefon, de pe laptop, direct, fără probleme. Mai mult și-au dat seama aproape toți cei candidații că merge mult mai repede. Dar pe lângă acest lucru, vreau să vă spun că de anul trecut, studenții basarabeni care doresc să-și facă studiile în România au posibilitatea să se înscrie în mai multe centre universitare, să-și depună actele, tot așa online. Și atunci, noi nu avem siguranța celor care rămân la noi decât după ce confirmă și trimit dosarele în original, cu diplomele originale, cu toate actele în original. Deci aici există... avem și experiența anului trecut, șansa ca din cele 300 de solicitări online să avem undeva sub 100 de studenți care confirmă. Dar eu cred că ușor, ușor vom ocupa și aceste 100 de locuri care ne sunt distribuite, repartizate universității din Petroșani pentru studenții, pentru românii de pretutindeni, în special cei din Republica Moldova. Și dacă din cele aproape 400 de locuri ocupăm în jur de 350-370 de locuri, cam ăsta este procentul care le estimăm, din experiența anilor trecuți și din faptul că 85-90% au depus deja dosarele în original la Petroșani, înseamnă că ne încadrăm într-un demers normal a ceea ce înseamnă scrierea la Universitatea din Petroșani. Domnule rector, aș vrea să vă întreb următorul fapt, următorul lucru. Și anume, acum vedem toate universitățile din România sunt într-o concurență foarte grea, acerbă chiar, pentru atragerea de studenți, pentru că nu-i așa, fiecare student care este înscris la universitate atrage după sine finanțarea acestuia de către Ministerul Învățământului. Sunt și locurile acelea cu taxă. Cum vedeți dumneavoastră evaluarea aceasta a sesiunii din vară de admitere de la Petroșani? Este asiguratorie în ceea ce privește finanțarea? E în regulă totul? Sau ar fi fost mult mai bine să aveți mai mulți studenți? Sau unde este adevărul aici? Deci, până acum, din ceea ce avem, finanțarea este la nivelul anului trecut. Finanțarea are două aspecte. Pe de o parte, câți vin pe lângă locurile primite de la minister, câți vin cu taxă, care să completeze rentabilizarea sau rentabilitatea unor domenii și unor specializări. Și doi, să vedem cât ceea ce înseamnă pentru noi atragerea altor studenți din afară care vin pe cont propriu valutar.
Deci fără circa 50 de studenți care vin pe cont propriu valutar, cu studenții basarabeni sau români de pretutindeni, cu ocuparea tuturor locurilor bugetate, dar și cu o pierdere nu foarte mare după anul întâi, mai ales a studenților, putem să ne încadrăm cu banii în buget, în așa fel încât să existăm în fiecare an. Acum, Au pe lângă fost. ocuparea locurilor, noi lucrăm foarte mult la studenții de anul întâi, pentru că abandonul școlar este cel mai mare la anii întâi. Și anul trecut am câștigat un proiect național cu finanțare europeană, proiect ROSE, prin care cadre didactice de la matematică, deocamdată, s-ar putea și de la alte discipline, dar aici au fost cele mai multe pierderi și cele mai slabe rezultate, să fie plătit să facă meditații cu studenții. Să-i aducă, într-un fel sau altul, pe cei care e nevoie să fie aduși la nivelul studentului de anul întâi, să-i aducă prin aceste cursuri de pregătire la cerințele care trebuie să le îndeplinească un student de anul întâi. Și sperăm, în prima etapă, în această vară, rezultatele au fost ceva mai bune la studenții de anul întâi la examenele de matematică și sperăm că și pe datorită perioadei de vară în care studenții mai învață, se mai pregătesc, în toamnă vom avea rezultatele scontate, adică un procent de 70-72% Va primi promovați la matematică, vorbesc. matematica asta e așa generică, adică analiză matematică, analiză algebră, algebră. geometria descriptivă, dar, mă rog, nimic nu este imposibil. Trebuie bunăvoință, trebuie un pic de perseverență, bunăvoință atât din partea studenților cât și a cadrelor didactice, dar asta nu înseamnă că trebuie să scădem ștacheta sub un standard care se impune învățământului superior. Domnule profesor, mai avem vreo 7 minute până la pauza de publicitate și am considerat că acum a sosit momentul să fac un anunț trist de care poate dumneavoastră știți. Ne-a părăsit prietenul și colegul meu de facultate, colonelul Nicolae Brănișteanu, după o suferință destul de grea. A murit la Sibiu la sfârșitul săptămânii trecute și până la urmă, urna cu cenușa lui a fost adusă și în momentul acesta sufletul lui se află în Petroșani. Și mă gândesc acum, de când am aflat trista veste, cum eram noi, eram în grupa 2142, de la anul 1 până la anul 5 jucam handbal împreună, învățam prin cantonamente la matematică, apropo de matematică, și iată cum a trecut timpul și colonelul Brănișteanu a ales Nicolae, Nicu Brănișteanu, pe limba noastră, a ales să ne părăsească. Amintirea lui va fi vie în memoria celor care l-au cunoscut, mai ales că asta a fost decizia lui, a ales să lucreze în structura Ministerului de Interne și a avut o meserie foarte ingrată. Și mă refer aici la faptul că a fost șeful, pe vremea respectivă, a secțiunii 2 și un sfert, ochii și urechile și timpanul Ministerului de Interne, a structurii din Valea Jiului. Dar n-am auzit să fi făcut foarte mari daune și foarte mari, să zicem, necazuri, niciunul dintre cei care au fost luați în vizor acolo a avut niște colegi pe măsură și până la urmă trebuie să-i, adică cel puțin eu îi păstrez, să zicem, imaginea așa cum a fost el în realitate. Și eu am avut plăcerea să-l cunosc pe domnul colonel, un coleg mai mare care pot să spun doar lucruri bune. Eu cred că trecerea lui în nefiind să rămâne pe de o parte în memoria noastră, celor care l-am cunoscut,
dar el continuă să trăiască în Petroșani, în Valea Jiului, prin băieții lui, care au fost de asemenea studenți ai noștri, care sunt specialiști și cred că îi vor continua tradiția, conștiinciozitatea și omenia de care a dat dovadă. Bun, am făcut această... Am vrut neapărat să ating această temă pentru că, domnule profesor, eu constat că în ultima vreme mult prea mulți ne părăsesc mult prea repede. Și în acest context sunt și... stau mărturie și accidentul de mină de la mina Lupeni de săptămâna trecută, unde a murit un tânăr, adică o persoană, un om în puterea vârstei, mă refer și la accidentele de la mina Pinoasa, acolo unde în urma unei electrocutări doi oameni au fost arși și iată astăzi Raed Arafat a anunțat că au fost trimiși la un spital de arși din Belgia pentru tratamente. Mă refer și la acel om care a murit prins de bandă, de banda transportoare de la o mină din, din cadrul complexului energetic Oltenia. Iată, mult prea multe astfel de întâmplări se întâmplă sub ochii noștri și rămânem consternați așa. Eu aș vrea ca după pauza de publicitate să vorbim mai multe și dumneavoastră poate aveți date mult mai importante în legătură cu, să zicem, nefinanțarea, nici măcar nu pot să spun despre subfinanțarea mineritului românesc. Nefinanțarea mineritului românesc care, iată, are cauze tragice, așa. Noi nu conștientizăm sau oamenii nu conștientizează pericolele decât după ce se întâmplă. Se uită la televizor și, domne, iar a avut loc accident la mină. Da, din păcate, asemenea accidente există, au existat tragedii, acum există accidente, sperăm să nu mai existe tragedii. Accidentele au două cauze, pe de o parte lipsa unor materiale, materii, investiții, chiar cum am spus, dar și cauze, multe dintre ele, care vizează persoana, care vizează neglijența, care vizează superficialitatea, care vizează nerespectarea normelor elementare de protecție a muncii. Iar multe dintre aceste accidente, din păcate, s-a constatat și până acum că au cauze principale aceste neglijențe sau tratarea cu superficialitate a normelor elementare de protecție. Bun, dar domnule rector, cu tot respectul cuvenit, vă spun că nu știu ce vină ar fi avut minerii aceia de la mina Lupeni când s-a surpat pur și simplu galeria. N-aveau susținere, nu mai aveau materiale, nu mai aveau stâlpi, nu mai aveau grinzi. Ce se întâmplă acolo? N-aș putea să vă spun. Adevărul este că nici nu am fost prin zonă săptămâna trecută când s-a întâmplat acest tragic eveniment și nici n-am discutat cu specialiștii să vedem care e părerea dumnealor. Sigur, este o anchetă în curs de desfășurare, dar, repet, nu am nicio dată sau niciun element de care să ne putem lega ca să putem dezvolta subiectul de la mina Lupeni. Da, da, lipsa de investiții este evidentă, este clară, mai ales că Ministrul Energiei, după evenimentele de la mina Lupeni, a anunțat închiderea acestei mine până la sfârșitul anului. Stau și mă gândesc așa, de unde vom mai avea cărbune pentru funcționarea celor două termocentrale? Acum, cred că această afirmație a domnului ministru e un pic grăbită, un pic lansată în pripă. Cred că trebuia să vadă... Într-adevăr, această mină este într-un plan de închidere, dar atât universitatea, specialiștii de anul de la universitate, cât și cei din complexul energetic Hunedoara, cred că au argumentele și au arătat și au, cu orice ocazie, au subliniat faptul că această mină, ca și mina Lonea, sunt mine care încă au un potențial de exploatare și dacă se fac investițiile impuse de deschiderea unor noi fronturi de lucru,
Sigur că aici, la aceste două mine, ca și la celelalte două, Livezeni și Vulcan, care continuă activitatea, se poate extrage cărbune, atât de necesar, în primul rând, pentru mina Paroșeni, și apoi pentru mina termocentrala Paroșeni, și apoi pentru termocentrala Mintia, la care, sigur, la capacitatea actuală de producție a celor patru mine, trebuie realizat în iarnă import de cărbune. Deci nu vom scăpa fără import de cărbune. Nu, nu, la producția care se dă la ora actuală la nu, care, văd, la, nu văd cum ar fi. Față de nevoile celor două termocentrale. Exact, exact. Domnule rector, a citit recent un studiu făcut de cineva care arăta foarte clar că România este o țară extrem de bogată în resurse minerale utile. Și mă refer aici de la gaze naturale, la cărbune, lignit, Oltenia, au fost evaluate și rezervele cunoscute din Valea Jiului de cărbune, de huilă de aici, dar și alte substanțe minerale utile, și concluzia a fost devastatoare. România are rezerve în jur de, la o valoare estimată la piața actuală, în jur de 750 de miliarde de euro. Și noi ce facem ca să punem în valoare pentru România aceste rezerve, pentru că de la Polonia și până la Dubai, Mexic, Columbia, toată lumea își pune în valoare rezervele, din ce în ce mai sărace în lume. Exact. Mai mult, noi avem rezerve la ora actuală, și aici nu mă refer, cum am spus, doar la rezerve de genul combustibililor fosili, ci avem rezerve de minereuri, de aur, argint, plumb, zinc, metale rare, etc., care sunt exploatabile și la tehnologii mai învechite, dar rămite la tehnologiile moderne existente la ora actuală pe plan mondial și la tehnologiile care se perfecționează continuu și peste poate 3, 4, 5 ani vor putea scoate aceste substanțe atât de necesare, să fie mult mai mare, mult mai mare, da, mult mai, chiar din zăcăminte mult mai sărace, din zăcăminte mai sărace sau chiar din așa zisele iazuri care actualmente se consideră steril dar, care poate fi oricând valorificat. Facem o pauză de publicitate acum, domnule rector, pentru că am depășit puțin timpul. Revenim în partea a doua a emisiunii noastre cu acest subiect în continuare. Vom discuta câteva considerente pe marginea acestui subiect și vreau să vorbim la sfârșit și câteva aspecte din politica internă a României, mai ales că dumneavoastră sunteți un membru de frunte al Partidului Social Democrat și am câteva vești în premieră pentru dumneavoastră. Publicitate și revenim. Pentru un viitor sigur, este important să ai alături specialiști cu ajutorul cărora să te bucuri de căminul tău. SC Coral Cristea SRL are grijă de siguranța ta și îți vine în ajutor cu montarea centralelor termice și verificarea tehnică periodică a acestora. De asemenea, SC Coral Cristea SRL execută instalații utilizare gaz și verificări gaz, instalații în pardoseală, panouri solare și oferă servicii la orice tip de centrală cu personal pregătit și calificat. Pentru a veni în ajutorul tău, ne putem deplasa în cel mai scurt timp în județele Timiș, Gorj, Arad și Hunedoara, cu personal bine pregătit și echipamente de cea mai bună calitate. La noi, orice centrală achiziționată poate fi plătită și în rate, așa că te așteptăm la magazinul nostru din Lupeni, strada Tudor Vladimirescu, blocul 80 parter, în apropiere de cinematograf. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0723 177 500 sau 0766 463 721. Coral Cristea, ne gândim la viitorul tău.
Pensiunea Select din Alba Iulia pune la dispoziția clienților o gamă variată de servicii. Pe lângă condițiile foarte bune de cazare, sala de evenimente din cadrul pensiunii este locația ideală pentru orice eveniment din viața ta. Pensiunea Select. Echilibru perfect între calitate și serviciile de cazare. Revenim, doamnelor și domnilor, în direct pentru partea a doua ediției noastre în această seară cu profesorul universitar, doctor inginer, rectorul Universității din Petroșani, domnul Radu Sorin. Domnule profesor, spuneți și mie totuși, în opinia dumneavoastră, ca și rectorul unei universități care are o componentă foarte importantă tehnică, tehnică de minerit, cum ar fi specializări în minerit, universitatea cum vede, să zicem, viitorul industriei extractive din România? Pentru că, vedeți, au apărut foarte multe discuții în legătură cu exploatarea gazelor naturale de pe platforma continentală a Mării Negre. Avem foarte multe gaze naturale prin România și în ultimii 28 de ani de zile multe companii multinaționale au venit și au impus politica de extracție și, până la urma urmei, românii nu s-au prea ales cu nimic, cam cu praful de pe tobă, de pe urma exploatării celor substanțelor care au fost exploatate. Așa cum ați prezentat și înainte de pauză și cum am considerat de comun acord, România are foarte multe resurse naturale, exploatabile, resurse de care trebuie să beneficieze în primul rând poporul român. Indiferent că aceste resurse se exploatează de către companii românești sau de companii internaționale, trebuie toate aceste elemente de negociere a exploatării resurselor naturale românești gândite încât să fie, repet, în beneficiu țării, în beneficiu poporului român, în beneficiu tuturor, în așa fel încât, pe de o parte, să le exploatăm aceste resurse rațional și, pe de altă parte, să beneficiem prin creșterea nivelului de trai al populației. Eu cred că România are potențialul de așa natură încât să și exploateze aceste resurse. Are specialiști, noi pregătim specialiști anual și putem să spunem că ei, dacă nu-și găsesc loc de muncă în România, deși din ce în ce mai mult sunt căutați specialiști în domeniul inginerii miniere și nu se găsesc în România, se apelează la cei care au ieșit la pensie din sistem și revin mai ales la firmele private. Și avem posibilitatea să creștem numărul specialiștilor dacă impune situația economico-socială a României. Nu credeți că această politică ar trebui să fie dusă de Guvernul României prin Ministerul Energiei, prin Ministerul Economiei, care să încurajeze astfel de investiții, într-adevăr, foarte importante, adică trebuie atrase fonduri, că o mină nu se deschide așa cu 3 lei sau cu investiția într-un butic. Să există o componentă, o direcție, o strategie de dezvoltare impusă de către chiar programul de guvernare. Această strategie trebuie, pe de o parte, să respecte, dacă ne referim la resursele energetice, să respecte o strategie energetică a României care să ofere o independență energetică a României pe termen mediu și termen lung, iar în ceea ce privește celelalte resurse, iarăși trebuie o strategie de exploatare rațională, echilibrată a acestor resurse. Indiferent că poate pe anumite domenii de extragere a unor resurse, Guvernul României nu are un potențial financiar atât de mare și sunt companii multinaționale care au acest potențial financiar de a investi și după aceea a recupera parte din investiții pe măsura procesului
de exploatare a acestor resurse. Dar aceasta presupune o strategie a redevențelor echilibrate. Exact. Trebuie să negocieze la sânge guvernul și prin reprezentanții ministerelor, că este al economiei, că este al energiei, aceste redevențe în așa fel încât România să aibă beneficii și să compare redevențele care le negociază cu redevențele care sunt negociate sau care au fost negociate de către alte țări europene în condiții similare cu cele din România. Deci atâta se cere, nu se cere nici mai mult, nici mai puțin. Deci aceste negocieri să fie făcute în așa fel de către profesioniști, de către specialiști, în așa fel încât România să beneficieze de această șansă de a avea resursele naturale pe care le cunoaștem cu toții. Domnule rector, vedeți, recent a trecut prin Parlamentul României o lege foarte importantă care reglementează regimul de redevențe și de taxe pe care companiile urmează să le plătească în momentul în care începe exploatarea gazelor naturale de pe platforma continentală a Mării Negre. Și, bineînțeles, hashtag rezist, tot felul de specialiști, internetul e plin de păreri și să spunem așa, opinii care mai de care mai neavizate, care spun că investitorii vor fi alungați din România pentru că nivelul acesta de impunere este foarte ridicat și toată lumea va pleca. A existat un astfel de val al unor postaci care presupun că reprezentau interesele unora, ca redevențele să nu fie crescute față de cele care au fost până acum, dar până la urmă n-am văzut ca nicio companie să renunțe la intenția de exploatare de acolo, n-am văzut niciun comunicat de presă de la mari jucători de pe piața mondială în acest domeniu, n-am văzut pe nimeni care să se dea de ceasul morții cum că au crescut aceste redevențe, care până la urmă urmei sunt un bun care intră în, să zicem, bugetul de stat, intră ca venituri la buget, la veniturile statului român și care până la urmă urmei sunt plătite în mod natural peste tot în lumea asta. De ce totuși această mare șmecherie, mare vrăjeală, mare agitație? Sigur, marile companii care exploatează resursele minerale și din România și din alte țări caută să aibă profitul cât mai mare. Și de aceea au niște elemente sau niște pioni, să spunem așa, care caută să lămurească lumea sau să facă lobby în așa fel încât aceste redevențe să fie mici sau să rămână mici. Pe când rolul reprezentanților guvernului a statului român este acela de a negocia și de a stabili niște redevențe echilibrate în așa fel încât și statul român să câștige, dar în așa fel încât și sigur companiile transnaționale câștigă. Dar să nu câștige foarte mult cei care exploatează sau cei care coordonează exploatarea, că până la urmă o parte din activitate o fac tot cu românii, ci să aibă fiecare un venit echilibrat, iar ceea ce se cuvine României, statului român, să îi se dea statului român. Aici aceste, câteodată sau uneori s-a scăpat voit sau nevoit la negocieri un cuantum a redevențelor mult mai mic decât era normal și acum bineînțeles că este greu pentru multe companii să cedeze la noile negocieri sau la alte negocieri pentru alte zone sau alte câmpuri petroliere. Sau... E lege acum, atâta e și atâta trebuie să o respecte. Dar asta puteam să o dăm mai demult. Exact. Pe de altă parte, domnule profesor, recent a apărut o știre foarte interesantă pentru mine în niște medii care nu sunt foarte populare așa în ceea ce privește audiențele. Și mă refer aici la faptul că două companii românești, Romgaz și Petrom, au scăzut la un moment dat prețul acțiunilor la bursă cu 5%, foarte rapid așa, și în ziua respectivă s-au înregistrat foarte multe tranzacții în această zonă.
Iar Oficiul pentru Protecția Consumatorilor și Oficiul pentru Combaterea Înțelegerilor de-astea de cartel a luat în calcul și verificarea acestor tranzacții. Credeți că în România există posibilitatea ca aceste mari companii care exploatează resursele minerale să facă înțelegeri oneroase, astfel încât, iată, și prețul gazului natural livrat către populație crește, toată lumea crește prețurile acum înainte de a fi promovată legea privind plafonarea prețului gazelor naturale? Păi astea sunt jocurile atunci pe piață, atunci când se știe că vine o lege care să le îngrădească, dar care să clarifice niște prețuri, să plafoneze niște prețuri în așa fel încât să fie suportabile prețurile gazelor naturale, mai ales pentru populație sau IMM-uri. Atunci, bineînțeles că se încearcă niște jocuri mici la nivel de piață, jocuri care trebuie verificate în așa fel încât să vedem onestitatea acestor scăderi sau fluctuații de prețuri la acțiuni și, bineînțeles, încotro se îndreaptă aceste acțiuni dacă ele se vând pe piață. Păi dar... nu, deci știrea a apărut de la Bursa Română de Mărfuri, adică acestea sunt prețuri la acțiunile tranzacționabile. Da. Și s-a tranzacționat în câteva zile, s-a tranzacționat un număr extraordinar de mare de acțiuni care a dat de bănuit autorităților. Bineînțeles, atunci autoritățile trebuie să ia măsuri de verificare și dacă într-adevăr aceste acțiuni au avut alte scopuri decât cele normale, să se ia și măsurile adecvate. De ce am pus în discuție această temă? Pentru că, vedeți, astăzi s-au sistat înscrierile pentru ocuparea funcției de procuror șef al DNA-ului. Și de când mă știu eu, de după Revoluție încoace, n-am auzit ca nicio mare companie care evoluează în România să nu fie cercetată privitor la vreo eventuală suspiciune de activități ilicite pe piața din România, indiferent în ce domeniu. Și atunci am stat și m-am întrebat, de ce numai companiile românești sunt verificate la sânge, 7 milioane de taxe și așa mai departe. Iar companiile străine, iată, Rompetrol, de exemplu, sau Petrom, de exemplu, nu zice nimic. Și atunci stau și mă gândesc, unde o fi adevărul? Avem un telefon, la telefon este domnul Pârlea, pe care vreau să-l luăm în direct acum. Dar, bună seara, domnule Pârlea, dar vă rog frumos să fiți... Bună seara și salut și pe domnul rector. Bună seara, domnule Pârlea. Aș vrea să fiți foarte... Scuzați-mă un pic. Alo? Da. Înainte de a începe, vreau să fiți foarte scurt, pentru că mai avem 6 minute din emisiune. Da. Important e tipul contractului care... s-a încheiat la concesionare, că treaba e mai veche, de prin 2008. Deci nu-i de azi de ieri cu concesionarea perimetrelor și nu cred că poți să te abați de la conținutul contractului de concesiune. Bine ar fi să putem să realizăm ceva, dar experiențele anterioare ne-au demonstrat că în instanțele comerciale internaționale am pierdut. Am un comentariu foarte scurt, domnule Pârlea. Bine ați spus despre contractele de concesiune, dar vreau să vă spun așa, că dintr-o analiză făcută de Agenția Națională de Resurse Minerale, rezultă că 80% dintre concesiuni, în baza acestor contracte de care vorbiți dumneavoastră, în 80% din cazuri, concesionarii nu și-au plătit redevența de ani de zile. Trebuie aplicată legea. Sigur. Deci cineva trebuia să vegheze să se aplice legea. Și alea nu sunt decât instituțiile statului român. Și mai e un alt aspect. Spre exemplu, cotările la bursă se fac la bursele de mărfuri din Statele Unite. Și Statele Unite are posibilitatea să-și exporte practic inflația prin cotațiile la bursă spre Europa, spre restul lumii. Nu vedeți acum mai vânjoleala asta cu
taxele care rezervele Rusiei în dolari. Și problemele sunt destul de complicate și în același timp interesante. Și ce interesant, spre exemplu, toată lumea a năpustit asupra Uniunii Europene. De ce? Pentru că, pe de o parte, Statele Unite și un grup foarte mare de țări apelează la un model axat pe piață, iar Rusia, China, deși aparent tot pe piață, dar adevărul e că acolo statul se axează pe stat. Și Europa este mai complicată pentru că se axează pe societate, pe cetățeni. Deci este, cum s-ar zice, cel de-al treilea model. Și văd că, în general, cam toată lumea, mă refer la migranți, cam vor să fugă în Europa. Deci e un model destul de atractiv pe care noi ar trebui să ne îngrijim, să-l facem în așa fel încât să confere convergență și procesul de integrare să continue. Toate cele bune. Mulțumesc frumos, domnule Pârlea, pentru intervenție. Mulțumesc și eu. Acum, domnul Pârlea a spus un adevăr, și anume că acele concesiuni care s-au realizat până în prezent nu le mai putem modifica. Important este ca prin noua lege a redevențelor să realizăm viitoarele concesiuni în așa fel încât să nu mai existe. Corect, dar măcar instituțiile statului ar putea face ca să plătească cei care au concesionat. Și sigur că asta e rolul instituțiilor statului, nu știu dacă nu în primul rând al de la balastieră și până la nu știu unde, n-a plătit nimeni nicio redevență. Domnule rector, acum la final de emisiune vă mai dau o veste. Unitatea 1 de la Cernavodă s-a deconectat automat luni, astăzi seara, pe la ora 16:30. Surse de acolo spun că a intervenit această deconectare ca urmare a unui semnal fals care a declanșat unul din sistemele turbinei, partea clasică a centralei. Nu există niciun fel de pericol de contaminare și se analizează cauzele și se lucrează la reconectarea centralei la sistemul energetic național. Știu fiind faptul că unitatea produce vreo 700 de megawatt-oră. Cam 10%, o unitate, 10% din producția de energie a României. Centrala în aceste condiții. E importantă, bineînțeles, în aceste condiții energetic național. Vedeți, ba plouă prea mult, ba e secetă, ba vine iarna, ba nu știu ce. Producerea de energie electrică pe cărbune rămâne actuală? Indiscutabil. Am avut o emisiune acum 2 săptămâni la televiziunea din Gorj și printre altele am discutat aceeași problemă, și anume că în perioadele critice ale anului, atunci când este ger mare, când este secetă mare și când nici sistemul hidro și are probleme și centrala atomonucleară de la Cernavodă și energia produsă pe bază de energie fotovoltaică sau pe cea eoliană, nu se poate stoca. Singura sursă de energie este cea pe combustibil fosil, cea care este viabilă, stabilă și care poate crea oricând un echilibru în sistemul energetic național. Un echilibru atât de necesar pentru funcționarea economiei românești. Domnule profesor, ați terminat cu înscrierile la facultate pentru anul următor. Da, avem și sesiunea din toamnă. Aveți și vreau să anunț pe toți candidații care poate nu au promovat sau nu au intrat la alte universități din țară, că noi încă mai avem peste 200 de locuri bugetate la licență și poate câteva au scăpat dacă nu confirmă la master și atunci putem să le oferim șansa de a deveni studenți la Petroșani din septembrie. În septembrie, din 10 septembrie avem, imediat după terminarea bacalaureatului de toamnă. Și dumneavoastră până atunci concediu, da? Putem spune concediu. Luna august este de regulă destinată concediilor, a vacanțelor. Așa. Dar noi mai avem o serie de probleme, că în această perioadă noi facem micile retușuri, zugrăveli,
Probleme administrative. Probleme administrative atât în căminele studențești, cât și în corpurile de învățământ. Domnule profesor, eu vă mulțumesc tare frumos că ați venit în seara asta la Capital TV cu informații de ultimă oră interesante pentru telespectatorii noștri. Și eu vă mulțumesc, mulțumesc telespectatorii. Să aveți și reparații spornici acolo cu spor, zugrăviți cu spor, așa. Și doamnelor și domnilor, eu vă doresc să aveți o seară plăcută în continuare. Ne revedem mâine seară, începând cu ora 20:30. La revedere! La revedere!